Dosarul telepatiei, anumit așa după ce procurorii au trecut în rechizitoriu că s-a acționat din considerente telepatice, a început să se adune filă cu filă în anii 2000. Procurorii au susținut că în perioada 1991-2003 firma Grifco din portofoliul președintelui fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, ar fi fraudat Institutul de Cercetare Alimentară. Dan Voiculescu a fost acuzat că a creat un grup infracțional de 12 persoane pentru a pune mâna pe terenul pe care se afla fostul institut din zona lacului Herăstrău din capitală. Prețul era subevaluat în condiții discriminatorii, netransparente și prin subevaluarea activelor și titlurilor de participare, se arată în rechizitoriu. Printre aceste persoane se afla și fostul ministru al telecomunicațiilor, Sorin Pantiș. Ovidiu Popescu, directorul Institutului la acea vreme, a decis în 1991 asocierea cu firma Crescent, deținută de Dan Voiculescu. Din cele două s-a născut Bioprod SRL, unde acționarul majoritar era Crescent, cu 51%, iar directorul al societății a fost mit profesorul Gheorghe Mencinikovski. Pentru această asociere ar fi trebuit să existe avizul Ministerului Agriculturii, dar și al Academiei de Științe. Documentele nu au fost cerute. Bioprod a început să construiască pe terenul ICA un ansamblu de birouri și un bloc cu 9 etaje. În 1993 doar 10% din acțiunile societății Bioprodesa mai erau ale statului și tot atunci sediul principal al ICA a fost închiriat de societatea condusă de Voiculescu cu 15 dolari pe lună și laboratoarele erau închiriate chiar de angajați. Din acest moment, cercetătorii au realizat că lucrurile încep să meargă prost, fără investiții în echipamente noi și cu multe întârzieri salariale. În 1995, SRI a avertizat guvernul condus de Nicolae Văcăroiu că ceea ce se întâmplă la ICA aduce atingere siguranței naționale pentru că este un atac grav la adresa cercetării științifice, se arată în documentul făcut public de Digi24. În 2002, guvernul condus de Adrian Năstase a transformat institutul în societate pe acțiuni. Ilie Sârbu, socrul lui Victor Ponta și ministrul agriculturii la acea vreme, a semnat hotărârea de guvern schimbând numele din Institutul de Echimie Alimentară în Institutul de Cercetări Alimentare. Aproape instant, din momentul în care a devenit societate pe acțiuni, ICA a fost cumpărată cu 100.000 de euro de către Grifco, un grup de firme deținut de Dan Voiculescu. În 2004, Petre Daia a solicitat corpului de control al ministerului analizarea privatizării ICA. În urma auditului, Daia se sizează parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție și se începe un dosar de urmărire penală. Câteva luni mai târziu, dosarul este clasat. În același an, Voiculescu a devenit senator. Pe finalul mandatului, în 2007, Comisia Parlamentară condusă de senatorul Dan Voiculescu decide pentru prima oară în istoria postdecembristă suspendarea unui președinte din funcție, Traian Băsescu. Deși Curtea Constituțională îl avizase negativ, Raportul întocmit de Comisia Voiculescu a fost adoptat în Parlamentul României cu 322 de voturi pentru și numai 108 împotrivă președintele Traian Băsescu fiind astfel suspendat din funcție. În septembrie anul următor, procurorii DNA decid redeschiderea dosarului pentru privatizarea frauduloasă și încep urmărirea penală pe numele lui Dan Voiculescu și ale unor angajați ai Agenției Domeniului Statului și reprezentanții ai Grifco. Dosarul este trimis în instanță în timp record și se constituie parte și Ministerul Agriculturii la dorința ministrului de atunci, Dacian Cioroș. Prejudiciul inițial stabilit la 8 milioane de euro a fost calculat de această dată la 60 de milioane de euro. Dar cum a fost posibilă această creștere uriașă? Terenul și clădirile ICA valorau la data privatizării în 2003 3 milioane de dolari. Experta ADN Aurelia Nicolae a calculat prejudiciul la piața anului 2008, anul redeschiderii dosarului în plină explozie a pieței imobiliare pe lângă prejudiciul uriaș, umflat din pix, așa cum însuși expertul recunoaște astăzi, în dosarul cercetat de SIJ, DNA include în pagina propusă statului atât prețul bunului cât și prețul pentru dreptul de folosință asupra lui. Nu în ultimul rând, procurorii au calculat prejudiciul ca fiind cauzat de folosința bunului pe o perioadă de 50 de ani, deși de la judecarea dreptului de folosință nu au trecut mai mult de 4 ani. În septembrie 2013, Voiculescu primește prima condamnare de la Tribunalul București, 5 ani închisoare pentru spălare de bani. Atât Voiculescu cât și DNA fac contestații, iar dosarul ajunge la curtea de apel. Voiculescu cere anularea hotărârii de guvern prin care ICA era transformată în societate pe acțiuni și implicit privatizarea. O decizie favorabilă ar fi însemnat anularea dosarului penal și a condamnărilor. În 2014, dosarul Telepatie este repartizat unui complet format din judecători Istan Mustațe și Florica Duță. Dan Voiculescu, prin avocat, l-a cerut ca martor pe Ilie Sârbu Socrul premierului Victor Ponta, despre care a spus că a semnat ca ministru al agriculturii în 2002 o hotărâre de guvern care a dus la privatizarea ICA. Tot în calitate de martori, apărarea lui Voiculescu i-a chemat și pe Traian Băsescu și Dacian Celoș, însă toate cererile au fost respinse de judecători. În ziua în care trebuia să dea o soluție în privința cerinței de anulare a privatizării ICA, judecătorul Stan Mustață este ridicat de procurorii DNA. Stan Mustață a fost arestat preventiv la 29 aprilie sub acuzația că ar fi primit mită în schimbul pronunțării unor soluții favorabile în alte dosare. Oameni buni, când Viorica a fost a. Arecată, a. îl judeca pe Vecules. Judecătorul de la Curtea de Apel București, care a dispus arestarea preventivă, a arătat în motivare că faptele de corupție ale lui Mustață sunt cu mult anterioare momentului în care a fost începută ancheta și că probele adunate de ancheratori dovedesc acuzațiile aduse. Mustață a fost ulterior condamnat la 8 ani de închisoare pentru luare de mită. Camelia Bogdan și Mihai Alexandru Mihalcea sunt noi judecători din completul care va delibera în dosarul ICAN, care Dan Voiculescu era acuzat de privatizarea frauduloasă a Institutului de Chimie Alimentară. Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani închisoare. Alături de el, ceilalți inculpați au primit fiecare condamnări, unii cu executare, alții cu suspendare. În plus, instanța a dispus diferite confiscări și sechestre pe mai multe bunuri ale inculpaților, totul pentru a recupera prejudiciul din dosar. În decembrie 2016, fugarul Sebastian Ghiță aruncă bomba. El a susținut că a auzit despre cazul Dan Voiculescu de la fostul președinte Traian Băsescu. Mi-a spus de a fi rapper și mi-a spus și care înregistrări cu felul în care s-a plănuit, s-a executat, s-a organizat închiderea lui Dan Voiculescu a relatat Sebastian Ghița, adăugând că date și în legătură cu dosarul lui Adrian Sârbu. Toate dosarele cu patron de media au fost măsluite, aranjate, a conchis el. La scurt timp după aceste afirmații, Ghița a prezentat o înregistrare audio în care Traian Băsescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocând și numele judecătoarei Camelia Bogdan, dar și pe cele ale procurorului șef de nea, Laura Coruța Căveși, și pe al prim ajuntului SRI, Florian Coldea. Bogdan, să îl luăm pe mustață din complex. da? Hai băieți, să-l aruncăm în aer, Vrei să-mi distrugeți familia. Ce stăte astea, domnule Căștine? Eu v-am spus că câteva ori s-a plăcut, da, eu știu ce-o să fac. Ai oprăuit dosarul, vă să Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea care cum vă spuseze prezidentul înainte s-a plăcut. Și cum vă spunea mâine luăm pe mustață și intră se vezi după mă, o cum spuneau, am vorbit cu Bogdan și a spus că dacă avea codul penal, îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar 10. În urmă trage concluziile Coldea, știi să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluziile. Bogdan este, a intrat judecător

Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a recunoscut înregistrările făcute publice de Sebastian Ghiță precizând că sunt din discuții private din ultimele luni ale anului 2016, dar și că acestea au fost editate, ceea ce este de natură de a crea unele confuzii. La rândul său, judecătoarea Camelia Bogdan a reacționat și ea spunând că eu dau soluții cu două cifre în toate dosarele de prejudiciu. Este practica mea, în dosarele cu peste 10 milioane de euro. Probabil s-au făcut speculații având în vedere că eu peste tot am spus că acestea sunt standardele internaționale avute în vedere cu pedepse maxime disoasive, proporționale cu gravitatea faptei. Totodată ea a negat că cineva i-ar fi cerut ceva în legătură cu dosarul lui Dan Voiculescu. În 2018, Stan Mustaț a murit în pușcărie. Decesul judecătorului a survenit la fix patru ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu și a celorlalți inculpați din dosarul Telepatia în 8 august 2014, exclui jurnaliștii de la lumea justiției. Judecătorul suferea de o boală gravă pentru care, conform spuselor familiei, nu a primit îngrijiri. Soția lui, Elena Mustață, a declarat presei că ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la soțul său au fost Elena vor să mă omoare. Judecătoarea Camelia Bogdan, menționată de Traian Băsescu în discuția înregistrată, a fost acuzată că a făcut favoruri în dosarul ICA. La vremea la care făcea parte din completul de judecată din dosarul ICA, în care Ministerul Agriculturii se constituise în parte civilă, a fost sponsorizată de același minister cu un curs de două săptămâni la Poiana Brașov, în valoare de 10.000 de lei. După ce s-a întors, din sejur, judecătoarea Camelia Bogdan a decis în favoarea instituției, susține CSM. CSM a decis excluderea judecătoarei Camelia Bogdan din magistratură în februarie 2017. Camelia Bogdan a câștigat însă procesul la CEDO împotriva statului român care a trebuit să plătească 8.000 de euro. Revenit în magistratură în aprilie 2018, Camelia Bogdan este exclusă pentru a doua oară de către secția pentru judecători de la Consiliul Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Aurelia Nicolae, expertă a care a stabilit prejudiciul la aproape 60 de milioane de euro, a recunoscut la începutul acestui an că dosarul întocmit de ea pe care s-au bazat grelele condamnări este greșit conform jurnaliștilor de la evenimentul zilei, procurorul Emilian Eva, cel care l-a trimis în judecată în 2007 pe Dan Voiculescu, i-a impus specialistei DNA Aurelia Nicolae să facă un raport de constatare, deși ea nu știa să-l facă. Femeia a catalogat informațiile false din expertiză ca fiind erori făcute din grabă, însă în audierea SEIJ a recunoscut că a fost ajutată de un alt expert. Fostul ei coleg de la DNA, Dumitru Gheorghiu, a depus mărturie în direct la TV, jurând cu mâna pe Biblie că a găsit-o pe Aurelia Nicolae plângând pentru că a fost pusă să întocmească acel dosar. Și jur în fața lui Dumnezeu, dar, în primul rând, nu numai în fața lui Dumnezeu, ci a poporului român care mi-a plătit timp de 20 de ani salariu, că nu am mințit când am spus că am găsit-o pe colega mea, Aurelia, plângând. Procurorul a pus presiune pe ea, i-a cerut să termine lucrarea până a doua zi dimineață, și asupra procurorului de caz, Emilian Eva, au venit acuzații extrem de grave. În 2015, procurorul a fost suspendat după ce a fost trimis în judecată de DNA alături de fica și nepotul său pentru luarea de mită, spălarea de bani, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția și fals în declarații. Magistrații l-au condamnat pe fostul procuror Emilian Eva la 2 ani și 8 luni de închisoare și 2 ani de interzicere a drepturilor cu titlu de pedeapsă complementară pentru infracțiunea de luare de mită, dar și la 9 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de operațiuni financiare cu acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Dan Voiculescu a fost eliberat condiționat în iulie 2017, după 2 ani și 11 luni.